Pentru că așa zic eu. 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 Pentru că așa am spus eu. Pentru că așa zic eu. De câte ori trebuie să audă un copil chestia asta? De la părinți de vreo 100 de ori pe zi, într-o zi fericită, de la profesori, în continuare de foarte multe ori. Eu am fost invitat aici și când am fost invitat, mi s-a spus că mă roagă să fiu pozitiv. Iar eu le-am spus că eu nu sunt speaker motivațional. Fiecare să-și ia pozitivismul din resurse proprii, că nu cred că de asta am venit eu aici. Eu am venit aici să vă spun perspectiva unui cetățean care plătește taxe în statul numit România despre educație și rolul ei actual în societate, despre rolul profesorilor, despre familie și părinți și, nu în ultimul rând, despre elevi. Cred că se face o mare greșeală dacă încercăm să scoatem educația din contextul în care trăim. Adică nu putem să ne raportăm la educație ca la o formulă în care niște copii primesc învățătură de la niște profesori și sistemul nu funcționează. Din vari motive. Cred că trebuie să ne uităm în ce societate trăim. Hai să vă spun eu. Unul din doi părinți, 51%, cred că lovirea este pentru binele copilului. Unul din 10 consideră că lovirea, 10%, că lovirea apare din cauza copilului. 8% ar lovi copiii, dar nu ar vrea ca acest lucru să se afle. 8% invocă motivații religioase. 6% lovesc copiii gratuit, fără motiv. 5% afirmă că ar lovi copilul pentru că toată lumea face la fel. 3% se simt foarte vinovați după ce lovesc. Bun, hai să ne uităm puțin, ăștia sunt părinții în general. Hai să ne uităm puțin peste fascinația față de autoritate, intoleranță și lipsă de încredere a profesorilor. Studiu de Universitatea Babeș-Bolyai. Și care zice așa: 54% dintre profesori consideră benefică prezența unui lider autoritar care să ignore rolul parlamentului și al alegerilor. Bun, acum toți de aici nu trebuie să vă simțiți vinovați, sunteți extraordinari. Asta am aflat și... 11% din totalul profesorilor se declară în favoarea unui sistem guvernat de lideri religioși. Nebunilor! 14% din profesori ar aprecia ieșirea României din UE. Boris Johnson. Instituțiile în care profesorii au cea mai mare încredere sunt armata 79%, biserica 62%, poliția 59%. Doar 8% dintre respondenți au nivele ridicate de încredere în partide. Of, a dat Dumnezeu! 15% în parlament și 19% în guvern. Grupurile respinse cel mai frecvent de către profesori sunt persoanele dependente de droguri, 58,7%, respectiv cele dependente de alcool, 53,6%, urmate de persoanele de etnie romă, 42,5%, și alte categorii care cumulează procente ridicate ar fi homosexualii, persoanele care vorbesc cu altă limbă, vedeți... Viorica cu engleza și Bruselul, da? Și cuplurile în care partenerii nu sunt căsătoriți. Iar mă calific. Deci asta e societatea așa, într-o foarte, foarte largă imagine. Nu e o imagine foarte frumoasă de care să fim foarte mândri, trebuie să recunoaștem. Cu toate astea, cred că trebuie să privim educația în acest context. Și eu am să încep cu părinții. Cred că dacă sistemul de educație merge cum merge, este foarte, foarte mult din cauza părinților.
Avem de-a face în majoritatea cazurilor familiilor din România cu un model sau cu seducția față de un model extrem de autoritar. Un model în care, bă, bătaia e ruptă din rai, chiar eu am vorbit acum 6 luni și am încercat să am o discuție logică cu un fost prieten de-al meu care locuiește în Dubai, muncește în Dubai, are familia în Dubai, crește un copil în Dubai și care nu înțelegea de ce îi spun că nu e ok să-și lovească copilul când el îmi zice, bă, lovesc, că doar nu o să-l las să treacă strada, frate, ca nebunul și să-l calce mașina, mai trebuie să-i dau câte o palmă. Dar zic, palma aia are un altă semnificație decât faptul că el n-a trecut strada, omule, nu poți să înțelegi asta, bă, ești nebun, hai mă, Tudore, îl iubesc, ce dracul iubesc ca pe lumina ochilor mei. Nu? Și zic, și mai dai și una după cap și îl bați, nu? Da, și mai și țip la el, ce să faci, așa se cresc copiii. Deci e foarte complicat atunci când modelul autoritar este impregnat peste tot și să nu înțelegem, lovitul copilului nu este mai puțin important decât momentul în care tu îi suspensi dragostea spunându-i stai dracule în camera ta că m-am săturat, ești stai singur în camera ta până când o să înțelegi ce ți s-a întâmplat. Și ăla nu înțelege că are 5 ani și uită și nu știe peste 30 de 10 minute de ce a fost în camera lui. Și când iubim condiționat, nu putem să ne așteptăm ca profesorul nostru care ne crește copiii și care este extensia și ar trebui să fie extensia și oglinda familiei să fie altfel. Nu înțeleg ce așteptări putem avea ca părinți de la niște profesori dacă noi ne creștem copiii într-o permanentă într-un permanent joc al înălțimii față de nivelul ăsta jos la care sunt ei. Părinții uită să se aplece să vorbească cu copiii așa, trebuie să faci genoflexiuni vreo 200 pe zi și uiți. Uităm cât de greu, uităm cum se uită copiii ăștia la noi. Uităm chestia asta. Profesorul din România este după așteptările familiilor. Toate familiile o să vă spună că sistemul de educație e de căcat. Pă toți o să-i auziți. Bă, este îngrozitor, sunt prea multe teme, sunt prea multe ore, curicula este absurdă, copiii trebuie să facă algebră în clasa a patra. Unde am ajuns? Unde am ajuns? Unde am ajuns? Și aceleași familii își vor mângâia copiii pe cap când vor veni cu 10 acasă. Cu nota 10. Aceleași familii. Păi dacă tu ești nefericit în sistemul de educație, de ce nu te bucuri când copilul tău vine cu 2? Că înseamnă că a avut curaj să vorbească sau să ia pe cont propriu o idee sau să nu învețe sau să nu învețe pe de rost sau să aibă un alt tip de legătură cu profesorii lui. Am fost în Finlanda pentru că am vrut să văd cum funcționează sistemul lor de educație, că era atât de lăudat și atât de lăudat și atât de lăudat. Și m-am dus 5 zile în Finlanda. 5 zile pe banii mei, pe cheltuiala mea, nu m-a trimis nimeni, nici Soros, nici un ONG, nimeni. Mi-am cumpărat un bilet de avion, m-am dus la ambasada Finlandei și am rugat-o pe ambasadoarea care acum s-a schimbat și care a fost o extraordinar de puternic susținătoare și luptătoare pentru cauza reformei în educație din România. Sigur, Finlanda vrea să-și exporte educația pentru că a făcut ceva bun și vor să-și beneficieze de chestia asta. Și am fost la o grădiniță în Helsinki, apropo de early education și cum încep să crească copiii. Și am văzut o grădiniță ca orice fel de grădiniță, ca bază materială. Na, aveau un curte în față, copiii se jucau, nu făceau nimic aparent diferit de ce se întâmplă în grădinițele noastre. Nu știu ce naiba se întâmplă. Adică știu, dar mă rog, ajungem și acolo. Și am întrebat, nu vă supărați, care este cel mai important lucru cu care un copil trebuie să plece dintr-o grădiniță finlandeză? Și femeia foarte senină, așa și cumva uimită că pun o asemenea întrebare stupidă, zice, cum? Make friends, cel mai important lucru pentru un copil, să poată să-și facă prieteni și să fie conștient de faptul că și la 5 ani o acțiune de-a lui are un impact în societate. Adică ei încurajează din early education, din primii pași,
Puterea de socializare, înțelegând lumea în care trăim și faptul că vremea sociopatiei și nu mai poți supraviețui într-o lume fără conexiuni și fără a te conecta la cei din jurul tău, și doi la mână, să fii conștient de impactul tău în societate. Adică dacă tu faci ceva, să știi că societatea îți va răspunde într-un fel. Mie asta mi se pare extraordinar, să spui problema asta, să predai unui copil prin metode foarte simple, să predai unui copil chestia asta. Și mi-a mai spus că pentru ei grădinița nu e atât de importantă cât Helsinki-ul. Pentru că ei consideră că copiii trebuie să învețe în mediul în care vor trăi. Și că în jur de 60% din timpul de la grădiniță, din fiecare zi, dintr-o lună, ei încearcă cam 50-60% să iasă cu copiii la muzee, la ateliere de tot felul, tâmplărie, să vadă Helsinki-ul meu, merg peste tot pe unde copiii pot să deprindă o lecție în legătură cu orașul. Bun, deci noi ce părinți suntem? Trebuie să ne punem întrebarea asta, că sunt aici și mulți părinți. Și cred că ce profesori ne dorim pentru copiii noștri. Păi hai să vedem cum cred eu că ar trebui să arate profesorul. Deci nu ca foștii mei profesori, din care nu mai țin minte decât doi. O să spună toată lumea că în orice școală românească sunt convins că există un profesor finlandez. Pentru că există o chestie pe care natura nu poate să ne-o ia. Sunt niște oameni care se nasc fundamental buni, fundamental talentați și fundamental pedagogi. Sunt oameni ca ăștia. O să vedeți o bunică care a fost marcată de blândețe toată viața ei și pe care nepoții și-o aduc. Dar astea sunt excepții. Nu ne interesează. Sunt 350.000 de profesori în România sau cât sunt. Poate mai mulți, poate mai puțin. Pe acolo. Dar ne interesează că empatia se învață. Și una din marile noastre probleme este că ea nu se predă. Eu nu sunt un individ empatic. Eu sunt un individ orgolios. Sunt un individ fără niciun fel de capacitate de substituție. Nu știu să mă pun în locul celui din fața mea. Contează mai mult ce vreau eu decât ce vrea celălalt. Și am fost la psiholog începând cu vreo 36 de ani și am aflat lucrurile astea despre mine. Și psihologul mi-a spus la un moment dat, dar nu trebuie să fiți așa căzut, că intram în depresie, că bă, domne, nu-s bun de nimic, în momentul în care nu ești bun de nimic și te învinovățești, domne, n-am niciun fel de capacitate, nu pot să am grijă de aproapele meu, păi nu o să am nicio relație, nu o să am nici copii, lua mar dracu să mă ia. Dar nu era chiar așa, că omul mi-a spus, să știți că se învață, domnul Chirilă, se învață, nu simțiți? Nu-i problemă. Trebuie doar să învățați, e ca mersul la sală. Când vorbiți cu cineva, încercați să vă puneți în locul lui, să vă gândiți la ce simte când îi spuneți ceva, să vă gândiți dacă nu cumva l-ați deranjat, faceți exercițiul ăsta, studiați-l pe omul din fața dumneavoastră și gândiți-vă că orice spuneți lovește în omul ăla într-un fel. Bă, dacă zici tu... Și am început să fac chestia asta. Și am început să învăț empatie, exerciții de substituție, exerciții de a îl înțelege, lucruri pe care de fapt mi-am dat seama că le făceam în teatru, oricum, cu personajul meu și cu colegii mei. Dar nu m-am gândit, a trebuit să mă duc la psiholog să dau niște bani, că nu m-am gândit că de fapt în teatru asta făceam, până la urmă mi-a spus ăla, că de fapt aia e, te duci la psiholog să spună la ceva ce de fapt descoperi tu și ai niște bani ca să stai în fața unuia și să vorbești singur, e ok. Și este foarte important, nu trebuie să minimalizăm chestia asta. Pentru că dacă n-ai dat banii ăștia, niciodată nu te-ai duce de capul tău. Și nu ți-ai găsi acea oră care e plătită în care tu să vorbești cu tine. Deci e foarte important. Și atunci, inteligența emoțională a profesorului din România unde este? Aici este așteptarea mea. Eu îmi doresc un profesor care să înțeleagă că un copil are numai nevoi. Că un copil nu are logică. Că un copil nu este în stare să gestioneze un lucru uriaș, atât de uriaș ca pubertatea. Că un copil așteaptă de la adulți să fie tot timpul de dimineață până seara înțeles. Și că un copil
are nevoie de chestia asta. Ce faci, mă, băiatule? Hai să vorbim. Pentru mine asta înseamnă un profesor. Am să vă dau un exemplu, pentru că știu că pare foarte... A venit Chirilă și ne spune el cum trebuie să fim cu isterici ăștia și cu distruși ăștia care vin cu telefoanele la școală de la părinți și care ne fac viața. Am să vă povestesc un exemplu din... am stat de vorbă cu un expert danez în educație acum o lună și mi-a povestit o chestie foarte interesantă. Mă întreb ca să... Poveștile sunt cel mai puternic lucru. Școală daneză, clasă din Danemarca, mixtă, doi copii vin în clasa asta, doi copii noi, doi vagabonzi. Nu vreau să intre în clasă, nu vreau să facă teme, nu vreau să facă nimic, doar vroiau să stea în pădurea de lângă școală. Că ei vor să facă o casă. Nu vroiau să vină la... Nici nu veneau, chiuleau, deci erau neguvernabili. Știm ce ar fi făcut sistemul românesc de educație, da? Morții, mă. Bun. Hai să vedem ce au făcut danezii. În primul rând au oprit școala o săptămână. Nimeni n-a mai venit la școală. De neconceput. La noi, Doamne. Cum să oprești școala pentru niște draci de copii? Doi la mână le-au spus așa. Celorlalți copii din clasă. Avem o problemă cu A și B. O să ne oprim o săptămână din școală, dar pentru voi va fi o temă pentru acasă să veniți și să vă gândiți cu ce puteți contribui la casa din pădure. Fiecare, ce puteți să faceți? Unul aduce cuie, unul aduce lemne, unul aduce... Ne vedem lunea viitoare. Lunea viitoare au venit ăștia toți cu temele făcute și ăia să stea în pădure. Și copiii au mers toți în pădure până când s-a terminat casa. O zi sau două, nu știu cât a durat. După ce s-a terminat casa, s-a terminat și problema. Pentru că casa era terminată și ei au venit la cursuri. Pentru că au simțit odată un extrem de uriaș sentiment de incluziune. Care asta nu sunt vorbe pentru societățile scandinave. Incluziunea nu e o așa. Mi s-a părut un exemplu extraordinar. Să oprești școala o săptămână, să dai timp celorlalți copii să înțeleagă tema celor doi, să vină toată școala să-i ajute, așa ca într-un film de ăsta american cu final fericit, să-i ajute pe ăștia și să-i includă și să le ia de fapt obiectul revoltei. Toată clasa, toată școala a făcut ca ei. Bun, acum putem să ne întoarcem la treabă. Și n-a mai fost niciun motiv pentru ăia doi să refuze. Acum nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi refuzat încă o dată, dar sunt absolut convins că există, că există soluții. În Finlanda se predă managementul integrării de clasă. Managementul integrării de clasă. Când m-am dus în Finlanda la o vizită la un liceu, copiii votau. În clasa a șasea. Ce vreau să spun este că profesorul modern nu mai poate să fie despărțit de societate. Trebuie să fie super conectat la societate. Eu mă aștept, adică trebuie să înțelegem că de fapt tot ceea ce privim cu o frică, sigur că privim cu o frică îngrozitoare ceea ce ni se întâmplă din punct de vedere tehnologic. Sigur că ne uităm unde s-a ajuns în mai puțin de 15 ani. Ca o societate numită Cambridge Analytica să decide prin 70.000 de oameni alegerile din Statele Unite. E groaznic. Dar de ce nu facem totuși din tehnologie cel mai puternic aliat al nostru? E o temă de gândire. Eu n-am venit aici decât să spun la ce mă aștept și să fac niște mici sugestii din ce cred eu că s-ar putea întâmpla. Oamenii nu se pot schimba decât dacă nu se opun. Vremea în care... Pentru finlandezi este de neconceput ca copiii lor să mai învețe ceva, să țină minte ceva.
mă rog, în afara meseriilor unde, da, trebuie să ții minte niște medicină și așa mai departe, dar ideea de a învăța pentru ei nu mai are legătură cu memorarea, pentru că spun foarte simplu, trăim într-o lume în care orice informație este la un click distanță. Pe noi nu ne interesează să învețe copiii noștri, pe noi ne interesează ca copiii noștri să fie în stare să fie buni manageri ai informațiilor care le vin zilnic. Acum Finlanda introduce în curriculă o materie care reprezintă depistarea fake news de către copii și tot ce înseamnă relația internetului cu fake news. Am pretenția de la profesorul din România să facă niște lucruri de capul lui până când ajungem la schimbarea sistemului. Am pretenția să știe ce înseamnă thinglink.com. Am pretenția asta ca nu doar cei de aici din sală să știe ce înseamnă ThingLink. Am pretenția ca toți profesorii să știe ce înseamnă Coursera, ce înseamnă Udemy, ce înseamnă toate resursele online prin care ei pot contribui la un alt tip de învățare. Am pretenția ca când copilul meu pleacă de acasă, să fiu sigur că există un profesor atent la copilul meu, să depisteze dacă copilul meu are un talent. Este cel mai mare, cea mai grea, aveți poate profesia cea mai grea din lume, categoric. Iar în Finlanda această profesie este plătită și apreciată ca atare. Sigur că de aici pornește, finlandezii încurajează profesorii când intră în societate cu un salariu extrem de mare, care nu crește neapărat în timp pentru că te învechești în meserie, ci pentru că el este de fapt o momeală ca să vii și să faci meseria asta. Și atunci întrebarea mea este vis-a-vis de ce pot face profesorii never stop learning, zic ei. Ce poți face ca tu să fii un profesor mai bun? Trebuie să te uiți dimineața acasă și zici, băi, eu știu tot ce se întâmplă în lumea asta și ce mă oprește să știu? Sigur nu Andronescu, sigur nu Dăncilă. Astea sunt lucruri care se pot face paralel. Poți deveni un profesor mai bun? Mă întreb, scrie cumva în legea educației? E scris în legea educației sau există vreo metodologie care împiedică profesorii la clasa 1 să aducă perne în loc de bănci și o masă de la Ikea de 7, de 14 persoane și încă o masă de 14 persoane puse pe lung în clasă? Există în legea educației ceva referitor la mobilier? Adică copiii de la clasa 1 la clasa 4 trebuie să stea pe scaune? Nu există chestia asta. Există chestia asta. Am înțeles. Bun. Nu știu. Mi se pare foarte greu să trăim în 2019 și să ținem copiii în bănci. Și dacă chestia asta până în clasa a 4-a sau a 5-a, dacă chestia asta s-ar putea schimba, ar fi absolut extraordinar. De ce să țin copilul ăla în bănci? Directoarea grădiniței la care, managerul grădiniței la care merg eu, e o grădiniță britanică pentru copiii mei. Noi, copiii mei au fost la o creșă daneză, care este un model de educație implementat în București, un proiect între Universitatea București și Universitatea din Aarhus și Electrolux, Luxten, danezii. Și a făcut creșa daneză. Acolo există training și formare a educatorilor în Danemarca și se vede incredibil de bine această chestie. Și a plecat la o grădiniță britanică și la un moment dat a venit managerul grădiniței și mi-a spus copilul tău nu se concentrează. Zic, ai de mine. Ce-a pățit? Nu vrea să stă la desenele astea, zice, vrea să plece și zic, sper că îi dați drumul să plece. Da, zice, nu îl ținem cu forța, sigur, dar nu prea... Deci copilul meu nu se concentrează. Dacă nu eram într-o creșă daneză cu copilul meu, aș fi spus, mamă, ce de căcat sunt, copilul meu nu se concentrează. Pac, pac, două palme, fătu scurul tău, dacă nu te concentrezi, te omor. Numai că am avut norocul să întâlnesc niște oameni și i-am spus femeii, puneți problema un pic greșit. Și știți de ce? În întrebare stă problema și în afirmație.
mă întrebați dacă copilul meu se concentrează și îmi spuneți că copilul meu nu se concentrează. Și eu vă spun așa. Eu vă spun, sunteți în stare să-i captați atenția copilului meu? Pentru că eu am făcut o oră jumate Lego cu el, o oră jumătate Lego și tot ce mi-a spus este după primele 45 de minute, hai să ne dezmorțim un pic și după aia terminăm. Era a Starfighter de la Star Wars, un A-Wing. După care am mai făcut într-o zi încă o oră jumate, nu știu ce căcaturi de vopsele și nu știu ce, și copilul meu se concentrează. Să vă intre bine în cap că nu mă interesează rezultatele voastre standardizate din sistemul britanic, bucuria părinților cretini care sunt entuziaști la faptul că numără ăla la 3 ani. Ia uite-l, mâncaia și gura lui, numără până la 100. Mamă, să moară Bibi. A zis, știe și literele, la 2 ani jumate, toate le știe. Mamă, Marchez, gata, e clar. Eminescu, ia uite-l. 5 ani. Păi, la 5 ani al meu robotică, direct. Nu vreau, nu mă interesează. Nu mă interesează. Everything in good time. Pentru că nimic nu poate să fie mai important decât sănătatea emoțională a unui copil. Și asta este ceva... Asta este ceva ce orice profesor poate să facă și singur, dacă ajunge să înțeleagă, să colaboreze și, de ce nu, să cheme părinții. Am așteptarea să cheme părinții la școală și să îi întrebe, copilul dumneavoastră spune asta și asta, copilul dumneavoastră reacționează așa. Eu cred că aveți o problemă acasă, mai ales într-o țară în care au ajuns să crească copii fără părinți, pentru că părinții lor sunt plecați la muncă și copiii sunt crescuți de bunici. Și știm și noi ce înseamnă dragostea bunicilor, aia necondiționată și care răsplătește orice, și incapacitatea lor de a pune limite. Este o chestie foarte mișto când vine într-o colaborare cu niște părinți existenți în viața copilului. Dar la noi asta este o situație și atunci rostul profesorului, responsabilitatea lui este și mai mare, că de fapt profesorul ar trebui să fie părinte. Dar eu cunosc profesori care se uită la copiii lor într-un fel și la copiii altora în alt fel. În societățile scandinave, oamenii se uită la copiii altora, nu neapărat cu dragostea cu care se uită la copiii lor, dar ar face cu copiii ăia exact ce ar face cu copiii lor. Încearcă să le predea aceeași lecție, pentru că acolo toată societatea contribuie la educația copiilor. Părintele nu își are doar copilul lui pe tarlaua lui, că și asta e o formă de egoism. Ai mei sunt așa și vezi părinți de ăștia care se uită ce urât fac ăștia în avion. Vai ce urât, tot drumul ce ne simt, dar ce părință, nu poate să educe, să tacă dracului că ne-au nenorocit în avion. Copii de 2 ani, de 3 ani, de 5 ani care stau într-o chestie închisă care zboară, vă dați seama, și zboară 4 ore și vor ca ăștia să stea cu minți, să fie liniștiți. Pentru că întotdeauna copilul celuilalt e nașpa și al tău este minunat, e ok, dar... Cred că rolul profesorului este să fie mult mai incisiv în relația cu părinții. Mi se pare că România, din tot ce aud, este o țară în care părinții decid la grădiniță, părinții decid, vin și fac scandal la școli și această stratificare, părinții mai cu bani decid mai tare, părinții mai mici decid mai puțin și așa mai departe. Eu știu cât de cretin poate să fie un părinte, mă uit și la mine. Din când în când. Și atunci, nu cred că, adică, noi suntem o societate care a pierdut o valoare uriașă, încrederea. Noi nu mai avem încredere unii în alții. Discuțiile noastre despre politică sunt polarizate total. Sunt ori așa, ori așa. Dacă nu ești în bula mea, ești în bula aia, te omor. Dacă nu se mai poate auzi o dezbatere pe liniște. Momentul ăsta, de exemplu, când a fost pusă în discuție reducerea orelor și au sărit profesorii că rămân fără bani, că nu știu ce, puțină lume știe că de fapt era un set de măsuri mult mai larg, că nu era doar scăderea orelor, că era și o readaptare curriculară, că era posibilitatea copiilor de a merge la opționale și așa mai departe și așa mai departe. Dar în mentalitatea noastră românească a ajuns
doar reducerea orelor. Și profesorii au sărit în sus, sau sindicatele, sau cine, mama măsii, și uite-te ce s-a întâmplat. O altă măsură care potențial era bună, eu vreau să vă spun că în fața dumneavoastră stă un fan al viziunii PSD pe educație, redactată de, și gândită de Radu Sechei și adoptată în ultimul moment de ministru Andronescu, care probabil a fost lovit de o epifanie, cum că pleacă în curând din lumea asta și trebuie să lase și ceva bun. Și atunci eu sunt fanul acelei viziuni. Am rămas foarte surprins să văd că niciunul din partidele pe care le-am conectat, partide din opoziții, nu citiseră această viziune. Foarte puțină lume a citit viziunea aia. Mi-am mai pus tot timpul foarte multe întrebări vis-a-vis de programul CRED. Cum să ai un program de 40 de milioane de euro și formatorii ăia 512, bine, nici nu știm cine sunt, dar formatorii să fie români? Cum să ratezi șansa asta? Cum să fii într-un an de președinție finlandeză și tu să ratezi peer counseling? Peer counseling înseamnă, este o strategie a Uniunii Europene prin care experți din țările blocului european vin și acordă celei țării care solicită auditul timp de 6 luni expertiză pe auditarea sistemului de educație. România nu s-a înscris. S-a ratat chestia asta. Și atunci, dacă e să vorbim pe niște chestii concrete, bă, ce așteptări am eu de la profesori? Păi să împingă să facă reforma. Nu să mă duc la un workshop de educație finlandeză organizat de Ministerul Educației, care a ratat să trimită 200 de mail-uri. Eu eram printre mail-uri și nu l-am primit. Nu știu dacă a fost sabotaj sau cretinism. 200 de participanți n-au primit mail-urile. Totuși dau un telefon și întreb, bă, se mai ține workshop-ul? Cum n-ai primit mail-ul? Nu, n-am primit. Mă duc la workshop și văd un discurs al unui expert pe educație vis-a-vis de pașii de implementare a reformei. Se discuta cum în Finlanda s-a trecut cu școlile de sub egida și sub tutela ministerului în curtea autorităților locale, cum oamenii au început să se organizeze singuri și cum Ministerul Educației practic acolo doar acordă bugetele, iar principals, ăștia directorii de școală, se organizează singuri, școala este organizată singură și depinde de autoritățile locale. Adică o descentralizare care e făcută pe particularitățile fiecărei zone. Că dacă ești în Valea Jiului, nu o să le predai ălora lucruri, mai ales la vocaționale, legate de viile din Dobrogea. Că nu e interesant. Dacă ei au fost mineri toată viața, te duci într-o zonă acolo și conexă. Așa funcționează sistemul la aia. Și ce vreau să zic? Și aud un profesor care întreabă, păi dacă se aplică asta, înseamnă că eu o să am mai puține ore. Și pe finlandez îl văd că îi cade o cărămidă în cap. Și zice, da, dar o să aveți școală mai bună. Și o reformă care va duce până la urmă la venituri mai mari, că ăla s-a mai adaptat, să-i dea o speranță. Deci, ce înseamnă reformă? Ce zicești cuvântul? Reformă, să pui în altă formă. Frate, când iei un conținut și îl pui în altă formă, se mai belește o parte din el, se strică, o parte se pierde, unul nu mai intră în paharul, ia alt pahar. Dar dacă vrem să avem o reformă, trebuie să ne pregătim pentru puțină durere. Am sărit un pic la început, dar după aia m-am obișnuit. Știu că este dureros să vorbești într-o țară săracă, să vorbești de tăiere de ore, într-o țară cu unul dintre cele mai mici venituri medii din Europa. E foarte greu, dar de undeva trebuie să începem. Copiii trebuie să recuperăm educația și avem șansa pe educație să facem ceea ce a făcut și internetul. Noi în România, nu prin vreun talent deosebit, avem cea mai mare viteză la internet pentru că eram ultimii și a venit tehnologia cea mai nouă. Acum România are posibilitatea să-și reformeze sistemul de manieră galactică, dacă ar vrea. Ajungem în altă parte, știm de ce nu se vrea, dar nu există, nu cred în floricele și eu la mine la școală, uite ce frumos am făcut. Și aici noi predăm și suntem fani. Nu cred decât în obligarea statului să devină stat și să respecte contractul social.
Și chestia asta nu o pot face decât actorii din sistem. Fiecare profesor trebuie să pună presiune pe politicieni să facă un pact pe educație. Este o al cincilea, al miilea, dar să facă, să-și asume responsabilitatea în fața societății civile a unei viziuni unice, coerente și multianuale. Asta este ce aștept eu de la profesori, deocamdată, să pună mâna și să sprijine încercarea de reformă. Nu să stăm, mamă, mi-am făcut... Schimbarea începe cu lucrurile mici, parcă e un spot de la nu știu ce căcat. Băi, nene, nu! Trebuie să obligi statul să-și facă treaba. Trebuie să obligi statul să-și facă treaba. Uitați-vă ce se întâmplă cu Spitalul Fetelor de la Dăruiește Viață, care a ajuns monedă de schimb. El este un exemplu foarte clar că ei nu-și fac treaba. Educația din România e un exemplu foarte clar că reforma nu se va întâmpla dacă nu există presiune și din partea noastră a părinților și din partea voastră a profesorilor. Și dacă aici sunt profesorii ăia care vor schimbarea, păi atunci eu am pretenția ca fiecare dintre voi să preseze într-un fel sau altul, nu știu cum, dar să preseze pe Ministerul Educației să existe o reformă, o dezbatere și să luăm odată o viziune unică. Că e școala primară până în clasa 6-a, că nu mai e titularizare, că nu mai sunt inspectorate. Să ajungem la o altă reformă. Asta este ceea ce eu cred în obligația cetățenilor. Dacă s-a câștigat ceva, că spunea nimic nu s-a schimbat de la colectiv. Ba da, s-a schimbat de la colectiv. Știm. Știm că ei nu știu. Știm. Asta este foarte important. Mai am 2 minute 24. Am avut odată o idee. Bă, s-a dus cineva la IKEA să le zică vreau să fac o bucătărie în liceul meu. Un loc în care să se întâlnească profesorii cu elevii. Uite, aveți 50 de metri pătrați, IKEA, ajutați-ne. Să facem un spațiu de întâlnire. Un proiect, o bucătărie în fiecare liceu. Nu știu, ce ține de noi, cred că trebuie să pună copilul în centru educației. În România, copilul nu este în centru educației. Profesorii sunt mai importanți decât copilul și părinții sunt mai importanți decât copilul, sistemul în sine este mai important decât copilul. Știu, profesorilor, le e greu să renunțe la meditații nefiscalizate. Tuturor ne plac banii negri. Tuturor. Dar uite că eu nu mă mai pot duce la un concert și zic, bă, dă și mie și bate așa și bate așa. Am hotărât asta de mult. Știu, e ok să profiți de slăbiciunile sistemului. Ce facem când profesorii sunt beneficiarii slăbiciunilor sistemului? Ce facem? Renunță cineva la meditații? Nu renunță, că completează foarte bine un salariu. Are cineva interes ca în școală să se întâmple niște lucruri de o manieră în care copiii să nu mai aibă nevoie de meditații? Fie și că asta s-ar întâmpla prin simplificarea curiculei, numărului de ore și așa mai departe. Nu știu, mi-e foarte greu și mi-e greu să cred că un profesor care își ia 20-25 de milioane sau și 15 bani negri frumușei din meditații ar vrea să renunțe la chestia asta. Și atunci întrebarea pe care vrem să ne o punem fiecare dintre noi, bă, vrem cu adevărat reformă?